O societate comercială din Câmpul Lung a fost prada unui foc ce a izbucnit în această dimineață. Acesta a mistuit echipamentul electric în valoare de 5.000 de ron, acoperișul și o ușă de termopan în valoare de 600 de ron. Echipamentul aparținea companiei de furnizare a curentului electric, iar cauza constatată de pompierii sosiți la fața locului fiind echipamentul vechi care a avut un contact slab. Aceștia au acționat cu 10 stingătoare cu praf și o auto specială cu apă și spumă.